nou scandal în lumea bună a capitalei. Soția unuia dintre cei mai cunoscuți milionari din România a făcut plângere la poliție împotriva lui. Toate detaliile telenovelei le aflăm de la colega mea, Violeta Miron. Violeta, bun găsit! Bun găsit, Ramona, vorbim despre milionarul Adrian Tis, care la sfârșitul săptămânii trecute și-ar făcut bagajele și-ar pleca la Monaco împreună cu o domnișoară focoasă. Cea care este foc și pară este, bineînțeles, Delia, soția milionarului, care a făcut și o plângere penală la poliția din voluntari, acuzându-l pe acesta de violență. Surse judiciare au făcut următoarele declarații pentru spynews.ro. Citez: polițiștii de la voluntari au termen de soluționare 30 de zile, timp în care, potrivit procedurilor, trebuie să facă o serie de verificări. În principiu vor merge acasă la ei, unde cel mai probabil vor mai sta o dată de vorbă cu Delia, iar apoi cu soțul incriminat. După ce a spus femeia, dacă se confirmă ceea ce a spus femeia în petiție, se va întocmi un dosar penal. Așadar, vom vedea cum se vor rămâne lucrurile între cei doi, dar domnișoara care a fost să se relaxeze la Monaco alături de afacerist, este fosta iubită a unui alt milionar care face ravagii în lumea bună a capitalei. Violeta.